O ucraineancă se luptă să aducă medalii pentru România. Drama din Ucraina îi dă fiori. Plânge zilnic, mai ales că familia ei a rămas acolo. Medaliată cu bronz la europenele de lupte, Katia reprezintă România. De o săptămână de când rușii au invadat Ucraina, Katia plânge în fiecare zi. Mama, sora și frații ei au rămas în Ucraina. Se teamă pentru ai tăi? Se frică? Da, e foarte frică. Că fiecare zi vorbesc cu prietenii, vorbesc cu mama. Și văd cum el e sperie, cum el plânge, nu știe ce să fie mâine. Katia nu e surprinsă că ucrainenii au fost primiți cu brațele deschise în România. Ea a devenit cetățean român în 2016. Ce mai mult mi-a plăcut oamenii aici, cum a vorbit cu mine, cum m-am ajutat mult. La sfârșitul lunii, Katia va lupta pentru o medalie la europenele de la Paris. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.